SCM Pitești se pregătește pentru turneul de baraj în care se vor decide echipele care vor lupta pentru promovarea în prima ligă la volei feminin. Acesta va avea loc de vineri și până duminică la Focșani, unde vor fi prezente următoarele grupări: CSM Focșani, CSU Galați, CSM Pitești și CTF Mihai I București. Primele două clasate vor obține biletele la turneul de promovare care va avea loc în perioada 6-8 mai într-un oraș care va fi stabilit de Federația Română de Volei. În urma turneului de promovare la care vor mai participa primele două clasate din cealaltă serie, se va stabili și clasamentul final, iar primele două vor intra în divizia A1. Venit recent la cârma echipei piteștene, antrenorul Bogdan Paul s-a declarat mulțumit de modul cum s-au pregătit jucătoarele și crede că Piteștiul are valoarea necesară pentru a reveni în prim planul voleiului românesc.